declarațiile ministrului Justiției după interviurile pentru subliniere FIADICOT, semnal negativ pentru Horodnicianu. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, anunț finalizarea interviurilor cu procurorii care s-au înscris în cursa pentru subliniere FIADICOT. Ministrul de subliniere i exemple de întrebări care au fost adresate candidaților, cu un accent pe Horodnicianu, actualul procuror sublinierei FIADICOT, care a fost întrebat tocmai lucruri care reprezint slăbiciuni ale propriului mandat. Comisia de interviu pentru selectarea viitorului procuror FIADICOT a fost formată din 5 membri, semnatul SICEI 4 secretari de stat de la Ministerul Justiției. Interviul a durat 4 ore pentru fiecare candidat. Au fost abordate probleme punctuale. Spre exemplu, domnul Horodnicianu a fost întrebat, printre altele, despre problema achitărilor, cauze și remedii, problema termenului rezonabil de finalizare a urmăririi penale, în condițiile în care de 11 ani un dosar nu este încă finalizat, sau despre limitele libertății de exprimare ale magistratilor. Luni vom finaliza procedura de selecție la nivelul MJ, scrie Tudorel Toader pe Facebook. Procurorii Daniel Horodnicianu și Felix Benil s-au înscris în cursa pentru FIADICOT. Daniel Horodnicianu este procuror al direcției, iar Benil este prim procuror al parchetului Tribunalului Bacu. Felix Benil a candidat pentru un post în CSM.